că avem un nou update. Update-ul ăsta se numește Valentine's Day Special sau ceva de genul ăsta. Da. Și după cum vedeți, avem niște mașini foarte vechi. Și suntem îmbrăcați așa ca niște gangster de ea, ca niște, ca niște popsteri. Da, ai Tommy Gun. Și avem aici hăinuțe noi, mașina lui pisica e asta. Gangsta Rides, uite ce zice. Deci e prea genială mașina asta. Deși, uite, hai să vă arăt în store, e destul de scumpă. Dacă te duci la... Așa, asta? Asta e și asta e varianta mai ieftină. Am arătat-o și eu oamenilor mei. Asta două, da. Nu știu care e diferența între ele. Deci asta e Rosevolt Valor, 982.000. Și asta e Rosevolt normal. A, arată mai luxos. Ce șmecher la mașinile astea e că poți să te urci dacă pe lateral, adică să stai agățat, ca un, cum stăteau mobsterii aia pe, la, pe vremuri, știi, și trăgeau cu armele. Deci mi se pare super genială chestia. Așa. Da. Hai să mergem la tuning, să o vedem puțin. Hai, cum se tunează. Nu o să stăm foarte mult la tuning, să nu stăm foarte mult. Dar nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua în fiecare seară cu câte un episod. Are pisica, mașina frumoasă. Uite cât de șmecher e și cât de șmecher să mergi pe aici. Vrea pisica. Vrea pisica să schimbe freza, să știți, băieți, deci trebuie să mergem. Parcă zici că ești la, ești în mafia, adică în, în joc cu mafia. Fete. Pentru fete. Stai puțin să văd unde, unde e tuning-ul. Bun. Mergem la tuning. Bă, n-ar trebui să vă pună, știi, o freză. De ce? Vrem și noi freză. Păi nu știu, adică știu că... Mihai rău. Păi da, eu am o freză de aia gen Bob cu o pană, știi cum aveau femeile alea. Știi, la voi ce să vă bage? Nu știu, freză de aia cu gel. Freză cu gel. Există, a, probabil de asta nici n-au băgat, pentru că există tot. Da. Deci mă simt ca în Mafia. Zici că, sunt, că mă joc Mafia 2 acum. Mafia 3. Mamă, da. Cum sună! What the fuck? Parcă suflă e cineva din E surprinzător că poți să tunezi mașina asta. Epi. Surprinzător. Ați intrat toți odată. Cineva a intrat în mine din spate. Eu. Să nu stați foarte mult la tuning, adică ia mai rapid așa, să nu stăm mult. O reparăm. Bun. Care e din bară? Classic Chrome sau Elegance? Classic-ul e mai lungă, parcă îmi place mai. Oh, îmi place asta. Da. Și următoarea asta. Și la classic. Spate tot Classic. Tot Classic, da, da. Arată mult mai bine. Oh my god, câte poți să arch faci. Arch covers, holy fuck, uite, chiar uite câte chestii are. Asta ce schimbă? Aha. Bine, dar ai nevoie și de o grămadă de bani. Ca să se mai și tunezi, știi? Da. Eu să tunez câți bani am și asta se... e. Ăla de sus poți să-l modifici? Se mă. Ia uite-le ce mișto sunt. Asta nu-mi place. Aha. Asta copul și... de care? Chrome sau mesh? La far, la farul. Chrome sau mesh? Pun pe asta, o pun pe asta. Asta. Le-am pus pe asta, nu știu dacă... Ornamente. Ornamente. Aha. Pun și pe asta. Astea sunt ieftine, deci... Da. Mi-am pus-o pe ultima. Oh, ce tare. Oh my god. Oh, fuck. Ți-ai pus mesh? Arată super. Na, așa am zis și eu. Ok. Engine tunes. Poți să-ți tunești la motor. Da. Explozibil n-am nevoie. Grila din față. Oh my god. Care? Arată aia asta clasic arată bine. Mie îmi place verticala, nu știu, arată prea genial. Vertical. Mi-mi place clasicul. Oh! Pe bune, uitați-vă la motor, puteți să-i scoateți motorul afară. Oh my god. Cum arată, glume? What the fuck? Mi-mi place verticalul. Bă, mi-mi place, da, verticalul. Da, 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 da. Pentru că celelalte deja le știam, dar verticalul nu mai aveam până acum. Porn. Păi ești nebun cum arată. Ok, așa verticalul pun. Mamă, deci... Neoane la mașina asta? Oh, fuck. Ok. Da, deci e prea tare update-ul ăsta. Sper să vă placă și vouă acest nou update. L-am făcut exact cum a apărut, adică astăzi a apărut. Astăzi ne-am băgat și noi să-l facem. Trebuia să apară undeva pe 13, dar se pare că l-au lansat mai devreme.
N-au dat nimic, adică n-au dat drumul la... N-au făcut update, pur și simplu au apăsat pe un buton și a apărut în joc. Da. Surprinzător. Adică era deja în joc cumva. Și la roți, ce păi, fel eu... de roți trebuie să folosesc? Oh my god, deci arată absolut genial cum am făcut-o. What the fuck? Păi, eu vreau să fac neagră total. Neagră? A, lasă-mă gândit și eu acum să fac negru cu roșu. Da? Ai negru folosit roșu, ceva? Da. Aha, ok. Spray. What negru cu galben zici că e taxi. Da. No, eu vreau negru. Da, e mat. Merge la Benny să-ți o tunezi? Nu. Roșu. Complet wow, neagră, ca un mafiot. Absolut superb. Așa, roșu. Ia să văd, merge. Mi-mi plac alea care sunt stock, nu știu. Și cu ăsta. Eu nici nu cred că le schimb, arată prea bine. Roșu cu negru. Cum să-i pui high-end, frate? Uite-te cum, deci cum să-i pui jante, cum să-i pui jante de mașină de aia sport? Dar ce rost să-i pun și eu? Eu le las pe alea stock, arată prea bine. Stock. Dar ce gen sunt ele? Că nu știu. Oh, fuck, cum arăt. Negru total așa și am terminat-o. Stock, astea, stock le las. Mamă, cât de badass e mașina asta. Totuși, arată neoanele... super bine. Așa se schimb neoanele. Și mamă, deci... trebuie să mă duc la... Mașina asta să faci un drive-by. E prea bestial. Red. Oh my god, deci e absolut superbă mașina, o ador. Doamne, cât de frumos. Cred că cu asta merge acum, deși nu e blindată, dar e prea tare. E genială, că ea, mi-a adus aminte de mașinuțele alea de lemn. Ia, hai să le parcăm așa frumos. Ia. Bă, arată bine, dar mie îmi place neagră total. Mamă, dar ce auzi claxonul ăsta? Asta-i stocul. Ia. Da, știu, l-am auzit. Ia uite. Bă, v-ați făcut amândoi roșu cu da, negru. Da, bă, negru în mijloc. Ia, hai să le lăsăm așa puțin parcațiile aici, să le vedem. Ah, bravo, eu nu știu să dau cu spatele. Uitați-o puțin ce bestială e. Încă mă ui și eu, mă, mă ui și eu, mă. Și care-i faza? Pentru prima dată văd o mașină de acest gen tunată. Adică... De obicei nu le vezi tunate, ci mai ales cu neoane. Oh my god, e prea frumoasă. Dar ce nu mi-a schimbat numărul? Ba da, e schimbat, pisica scrie. Ia, voi v-ați spus ce fel de cover? Nu știu, mie mi se poate asta. Că, îmi place că nu e neagră, nu e deloc. Eu tot și pe ăla zice, ia uite frate, pe ăștia cu mașinile. Hai să mergem, că poate ne explodă. Ce-ar fi să-i dăm un sticky bomb? Eu am 25 de sticky bomb. Hai să mergem să schimb freza. Hai să mergem, da, dar vreau să mergem să arătăm și hainele, pentru că da. Sunt și haine noi adăugate. Mai întâi, da, mergem mai întâi la freză și după aia ca să-mi fac cu idei. Da, și la mine. Avem două costume noi. Și la da, mine la fel. Și chiloți am văzut. Da, da, și la mine chestii super sexoase. Cine e în fața mea? Eu. Și de ce te oprești așa? Păi dar ce vrei să-ți dau și semnal acum? Ce? Tu nu te uiți în față? Eu nu pot să mă tund aici. Trebuie să stai la coadă dacă vrei. Păi dacă ați venit... Păi da, am venit și mă uit la tine cum te tunde. Știu, dar... Așa. Ia. Cum e să te duci la tunș și să stea doi oameni lângă tine și să uite la tine? Da, nu mi-ar plăcea. What the fuck? Bă, noi suntem bodyguards. Da. Stăm așa. Și. Așa. Am securizat sectorul. 2-3. Ah, cât de tare e! Vezi? E... Știu cu afura asta. Mai da, știu, prin filmele alea vechi. Mhm. Ce trebuie să-mi schimb ținuta pentru că am pălăria asta în cap. Trebuie să-mi iau ceva... Ca niște mafioți așa. Care e mașina mea? Nu e asta. Mașina mea este din față. Nu, eu am parcat-o frumos. Maxim. Hai să mergem la hăinuțe, da? La hăinuțe și pe aia vreau să mergem să facem ceva haos ca mafioț, așa. Mhm. Da. Și ăla e o armă nouă. Așa. Mamă, că parchez și eu frumos. What the fuck? Mamă, ce zic. Oh my god.
Deci, hai să vă arăt ce hăinuțe noi sunt la fete. Deci, avem așa, asta, 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 asta. O să le vedeți aici că sunt marcate ca așa. Valentine's. Și mai avem astea care sunt sexy. Așa și așa. Asta. Bun. Nu știu, mie îmi plăcea la suav. Tu ai zis că arată mai bătrânesc, dar mie mi se pare că arată mai gangster. Nu. Nu știu, mie îmi place asta așa. Uite-mă ce zici, tu arată bine. Vreau să-mi iau o pereche de chiloții roșii cu... Ah. Ia să văd alea la chiloți. Oh my god. Așa. Ne îmbrăcăm în chiloți? Ne îmbrăcăm? Vrei să ne îmbrăcăm în chiloți? Ala cu inimioare? Ala cu inimioare sau care? Ia uite-te la mine. Ieri noi? Oh my god, pe bune. Zici, eu am papion la gât. Aha. Oh my god, uite pe pisica cum s-a îmbrăcat. Oh, că-mi iau rochie pe mine, oh, calmează-te. What the fuck, pisica? Frate, eu așa merg, ce? Eh? Gata, mi-am luat dresul pe dedesubt. Care e problema? Și stai, vreau să văd dacă avem încălțăminte. Da. Sunt gangster în chiloți. Care e problema? Așa, stai că vreau să văd dacă... A, n-avem. Ia să vedem asta. Dar asta nu. Ia, unde e? Nu? Da, e M, dar care din el? Ce, player sorry? Puts? Fem, gangster. A, nu, ăsta-l vreau. Ma! Așa? Da, cum te urci, mă, pe laterală? Ia stai așa, o secundă. Nu vreau nimic în cap. Okay. Se urcă acolo, în spate. Deci e o metodă să te urci și să stai pe ușă. Nu, te dă pe tine afară dacă ține apăsat. A, uite! Ia uitați, băieți! Ia uite! Nu știu, habar n-am, dar mergi. Băieți, ia uitați. Cred că da. Cum e pisica? Oh, e pisica? Frumos, elegant. Porque încearcă să te urci pe cea, nu știu, apasă de două ori F. Sau apasă scurt F, nu știu, habar n-am. Nu. Fuck, nu. Stai. Ăla mai claxonează mult că mă împușc. S-a pus scurt. Stai că a tăcut, când am pus arma pe el, a tăcut. Nu, mă bagă cu tine. Apasă de două ori, dar dă-te mai spre spate. Nu, tot la fel. Pe ușa din față. Ok. Aolo. F. Nu, degeaba, uite. Nu înțeleg de ce te duce pe tine în față, nu știu, hai să mergem. Cui pasă? Hai să mergem. Bă, da, mai... Oh, fuck. Bă, băieți, bă, pisica e... Hai să mergem. E pe jos. Săracu aplicat. Gangster. Așa. A? Bun. Chiloți? E, da? O, da! Hai să mergem. Facem haos? Gangsterul în kilos, ce? Facem haos? Da! A, zi așa. Pe gangsterul în kilos trebuie să facă niște haos. Bă, am de-a gloanțe de... N-am ce face cu ele, am 8000 de gloanțe. Și eu la fel, și eu la fel sunt. Ei! Ce-am ce fac? Să văd decât... Ok. Îl văd pe ăla cu... Da. Vreau cam eu, dar avea el. Îți dai și ție stele? Sau... Ah. Deși eu nu... Oh, l-am omorât pe ăsta, ești nebun. Am dat un sticky bomb pe el. Săracu. Da. Hai să facem ca niște gangster și să jefuim magazine, ce zici? Ha! Stai așa. Ai, du-te, mă, de poliție. Să spun waypoint la... Da, stai așa. Magazinul următor pe care îl vom jefui ăla. Nu mă lasă să spun... A, gata. Îl vezi? Unde l-am pus? Trebuie să vii după noi, pisica. Oh my god. Ce jefui ma... Bă, n-am mai jefui magazine de ceva fel. Merge chiar bine. Vă vezi că să nu fie spike-uri ceva. A murit. Cum? Nu știu. Deci nu știu cum. Am intrat într-un zid și a murit instant. N-are protecție mașina asta pentru... Nu știu ce s-a întâmplat. N-are centură, n-are centură, da. Chiar pe vremea aia existau centuri? Normal. Mam. Gangsterul în kiloți face ravagii. Mi-am rupt și ușa.
Doamne ferește, stai așa să vin la voi. Oh, mâinile sus! Gangster în chiloți! Vine poliția pe aici, săracă poliție. Da, unde e? God. Stai că fur banii din caserie. Bate-te cu poliția acolo, sper să nu mori. Hai că am făcut bani. Încerc să fug, încerc să fug. Mamă cât sunt. Hai că mă rup ăștia. Și astea chi bomburi. Vine acum băieți. Nu, o să plec în spate, dai drumul, dai drumul. Lol. Mamă și elicopterul și tot. What the... L-am omorât, l-am omorât. Ho, 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 ho. Am sport, adică încă sunt viață. Gangster un kilo trăiește. No, nu mai trăiește. Bă, hai să... Ia stai așa. Așa. Ta-na-na-na. Pu-pu-pum. Pisica mafioată. Aici-o. Pisica mafioată. Da, pisica mafioată. Aici e un bar ceva unde sunt eu. Interesant. Pleacă de acolo, pleacă de acolo. Vreau să încerc să mai urc pe mașina aia ta, da. Alo, care? Tu ești pisica? Da, da, eu pisica. Stai că mă omoară ăștia. Dublu fa am făcut. Deci, da. M-a omorât iarăși, frate. Pisica, vină la noi pe mașină. Vin la voi pe mașină? Da, ori intri înăuntru, ori dai încerc. Veniți și voi la mine. Veni, mamă. Vezi să nu calci pe ăla. Oh, uite poliția la mine și zice, bă, ai unul care stă cu o armă, un kiloț pe mașină, adică... Deci dublu F? Cum adică dublu F? Apoi scoți... două ori F rapid, dar foarte rapid. E. Dar stai cu îndreptată spre ușa din spate, așa. Așa. Mai spre ușa din spate. Lângă ea. Lângă ea. No, tot. Ai văzut că m-a apăsat repede. Stai cu față spre... What? Deci, frate... Glumești? Nu, tot acolo mă bagă, eram în față. Ieși afară din mașină că nu știi să conduci. Frate, vrei să te împușc? Stai mă, uite, deci hai să vedem. Hai să vedem, uite, hai să văd cum am făcut. Da, mă duc spre ușa din spate. Uneori faci asta și ar trebui să fie un buton separat, nu înțeleg de ce. Uneori merge, uneori nu. Și atunci mi-a ieșit din prima. Acum vrea să intre în spate. Surprinzător. Da, în fine, mă contează. Da, așa, să încerc de aici. Nu, vrea să intre în spate. Hai să mergem așa. Uite pe pisica, stă mai mânușa. Și ce e drăguț? Se vede mânușa pe geam. E drăguț. Bă, dar ce tu crezi că eu n-am C4 sau ce? E? A, și să ne mergem pe plajă. Hai să mergem, hai să mergem la parcul de distracții. Gata. Ce-am pus? Ai pus waypoint? Da. Mihai, de ce? Mihai nu urmează waypoint. Nu te merge. Da. Mașina de genul ăsta bănuiesc că nu se controlează așa. Mamă, ce păr are, ce păr pe piept are Max. What the fuck? Și cu papion. E, îți place, eh? Nu. Ce să zici tu acum? E irezistibil. Nu e. De pe piept, de la mine. Incredibil. E minunat, uite-l. Mă. Vrei să vezi ce părerea mea despre părul tău de pe piept? Ia zi. Mi-arată deci. Nu știi cum ții degetul? Ții degetul ca și cum îl ții în fața lui Mihai. Îi dai, dai în cap cu degetul. Avem 60 de mile până acolo. Bă, nu știu, mie îmi place foarte mult update-ul ăsta, e super. Sper că vă place și vouă. Și update-ul de Valentine's Day, știi, vrea să fie ceva de genul Bonnie and Clyde cu update-ul ăsta, dar e tare, e chiar tare și mă bucur că se ocupă de joc, știi, adică ar putea să zică, GTA Online, e suficient content în joc și îl lăsăm așa, știi? Dar nu, uite, chiar se ocupă de joc. Da. Am înțeles că au băgat 10 misiuni noi. Cum le accesăm? Sunt random sau putem să le dăm? Nu știu. E super tare. O fac. Oh, ghiveciu. Ghiveciu. Ghiveciu.
Cineva a zis că ar fi modificat trenulețul ăsta să poți să stai în first person când te dai. Eu nu cred, dar putem să încercăm dacă vreți. Durează mult, da. Pregătită de atac. What the fuck? Ia mă, potrivit. Ia mă, dar nu merge să explodez, nu știu de ce. Nimeni e. Și Dumnezeu s-a întâmplat. Nu, nu exploda acum. Nu. Dar nu-ți merge să... A, bă, da. Da, păi nu, mă aștepta să se îndepărteze. Mă aștepta să se îndepărteze, Mihai. Hai, poți să-i dau în față, așa. Plesc. What the fuck? Aoleu, aoleu! Ce s-a întâmplat? De ce a explodat așa? Merge pe la studio. Pentru că pisicărea. Oh, e perfect setul ăsta. Hai să filmăm un film. Hai. Mașina asta... Oh, ia uite-o. Ia uite-o. Se... Da? Numai că trage elicopterul noi, nu știu dacă ți-ai dat seama. Aoleu, pisică! Oh, mi-a prins piciorul un... A sărit ușa cu tine. Da, păi dacă mi-am prins Mihai tocul în mașină. A, vezi că ai dat un sifor, ai grijă. Nu l-am dat. Bă, nu cred că strada asta e ce crezi tu că e. Oh, fuck. Oh my god, vezi cum rămânem aici. Te împing? Op, așa, bun. Săraca mașină. A rămas aici. Eu nu cred că mai, nu cred. Ha, gata, hai. Stai, Mihai. Astea sunt studiourile de film. Hai. Am ieșit. Gangsterul. Fără haine. Hihi. Trag și eu. Bă, dar e prea tare Tommy Gun-ul. Pe bune dacă nu. Trage foarte rapid, dar un rate of fire imens. Sper să ne lasă asta în jocul. Adică după ce se termină update-ul ne lasă. Dă-i drum. Nu fac eu intenționat. Probabil. Ok, haide. What? Am murit, frate. Deci fiți atenți. Hai să facem următoarea chestie. O să-mi cheme mașina, voi scăpați de poliție și încercați să vă urcați pe mașina mea, să stați așa pe laterală. Cum se cheamă? Roosevelt Valor, da? Bun. Sunați la Lester, scăpați de poliție și veniți aici. Bă, deci e prea genial update-ul ăsta, îmi place la nebunie. O, oh, da. Dacă îndrepți arma la poliție, te ia? Da, normal că te ia. Frate, dar eu doar o testam, adică mă uitam așa în depărtare și... Hai, veniți aici. Mamă, cum se mișcă motorul în față, glumești? Acum văd. Se mișcă în stânga și îndrept. Bă! Te bă de aici. Bun. Urcați-vă, fugiți spre... Nu, fugiți spre laterală. Gata, mă, așa, așa e, asta. Trebuie să fugi spre laterală, dar vedeți că vine SWAT-ul. Tu trebuie să fugi, Mihai. Stai să scap de poliție, stai că sunt la listă. Hai, sunt la listă. Să nu muriți. Oh my god, o să mor în curând. Oh my god. Oh, look. Dacă vă dau cu capul de pereți, n-aș... Găsi pe pisica. O agăți pe pisică, așa, doamne cât de tare e, oată. Stai așa, că opresc aici, hai Mihai. Dă-te jos și fugind apeși pe F. Dar îți fugi spre ușa din spate. Știi că e ca și cum getaway, știi? Nu, spre ușa din... Nu, ia-o din spate, alergă. Ia-o din spate, da. Vine așa? Nu, apeși odată. Nici nu ți-ai apăsat, apeși o singură dată. Deci sfurcă în față, dar de ce? Ne-a scos o pisică acum, ei, ia uite ce șmechiroasă e acolo. Ia trage pisică de acolo. Aaa, bine, de-abia așteptam să zici asta. Tu. Păi poți să-mi schimbi și alte arme? Să-mi le pun pe toate. Speaker, dacă ați putea să stați amândoi, dar nu știu. Vezi, Kirjel la. Dacă știți voi cum să stați, cum să stea două persoane în chestia asta. Ce? Să ne zică ei în comentarii, dacă știi cum să ne urcăm mai precis. Că noi ne-a ieșit, dar nu din prima. Wow! Mamă, cum arată mașina asta după ce au tras gloanțe în ea o grămadă. Uite, da, se potrivește.
Update-ul ăsta mă face să vreau să joc Mafia 3. Deci pe bune. Sunt doi playeri în față. Oh! Oh, nu! Am scăpat-o pe pisică. Am murit. Și zice că am omorât-o eu. Da, Max rău. O să nu-mi pun și capul pe Max. Vino să mă iei. Cu ce? Mors mutual. Adică să chemi altcineva mașina. Știi cât mă costă să o repar? 12.000. De epocă legendară. Bun. Hai să vedem, murim amândoi, da? Hai. Cred că vom încheia episodul ăsta aici. O să vă arătăm acest update nou în acest episod și în următoarele episoade vom mai face și misiuni de alea noi și tot felul de chestii, nu știu, vedem noi. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!